Îndrăznește, puterea e în tine. Prinde curaj. Informează-te. Dă valoare informației. Implică-te. Autocunoaște-te. Îndrăznește. Vorbim despre reputația în afaceri cu doamna Sorana Savu, senior partner, Premium Communication. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a purta această discuție despre reputație. Aveți foarte multă experiență în industria de PR, probabil că sunteți dintre veteranii acestei industrii. Spuneți-ne din experiența proprie a construcției propriei afaceri înainte de a vorbi despre afacerile clienților și ale pieței în general. La ce v-ați gândit în construcția reputației propriei afaceri? Sunt câteva principii cu care am pornit la drum în business. Nu neapărat în construirea propriei reputații, ci pur și simplu în afacere. Și ele țin de etică, țin de integritate și țin de un respect față de profesie. Înainte de a-mi deschide propriul business, am fost întrebată pe ce pun mai mulți preț, pe prestigiu sau pe bani. Și mi s-a părut că răspunsul evident e întotdeauna pe prestigiu. Prestigiu e cel care aduce banii, prestigiu e cel pe care trebuie să-l hrănești. Banii sunt o consecință în măsura în care reușești să fii etic, să-ți respecti profesia, să fii integru. Contează asta funcție de profilul afacerii sau este valabil în general? Eu cred că e valabil în general, însă în partea de relații publice e valabil în mod special. Unul dintre principiile cu care am pornit la drum, de exemplu, ca agenție de PR, când eram foarte mici și teoretic am fi avut nevoie foarte mare de publicitate și de o imagine, a fost acela că nu vom căuta proactiv să ne adresăm jurnaliștilor să povestim despre noi, dar vom răspunde ori de câte ori suntem întrebați. Pentru că mi s-a părut mult mai important să vorbească portofoliul de clienți pentru noi decât să vorbim noi ca să atragem clienți. Ce se scoate mai mult în evidență în România? Reputația antreprenorului, fondatorului, în cazul în care vorbim de un business antreprenorial, nu de o corporație, sau reputația afacerii? Există o tendință anume la noi față de alte piețe? Nu, cred că e la fel peste tot. Depinde foarte mult de personalitatea omului. Dacă omul a construit afacerea și s-a implicat foarte mult în ea și este dispus să facă față atenției media, atunci imaginea lui se va unifica într-un fel cu imaginea afacerii. Și în foarte multe situații este un lucru benefic de ambele părți. Există însă și antreprenori care nu își doresc să aibă o persoană publică, o prezență publică, care țin mai mult la viața lor privată și atunci nu își implică propria personalitate în companiile pe care le construiesc. E o chestie de alegere personală. Care sunt cele mai comune greșeli pe care le fac antreprenorii sau afacerile vis-a-vis de reputația pe care o au în piață? Să creadă prea mult în noțiunea de imagine. Să creadă prea mult că poți să construiești o percepție publică diferită de realitate, pe care ulterior să ai luxul să o îndeplinești mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu. E o perioadă în care lumea te poate întâlni pe tine personal sau business-ul tău în foarte multe feluri și în foarte multe feluri direct. Și poate să facă o comparație foarte ușor între ceea ce spui despre tine și ceea ce prezinți despre tine și ceea ce ești în realitate. Ideal este să fii un pic mai conservator în ceea ce privește comunicarea și să spui ceea ce faci, efectiv, ca să nu creezi niște așteptări pe care să nu le poți ulterior îndeplini. Sigur că depinde foarte mult de tipul de afacere, dar cât de mult contează în România în decizia de cumpărare a unui produs sau serviciu reputația pe care o are o anumită afacere? Din păcate, dacă stai să te uiți la rezultatele de vânzări, contează destul de puțin. Se face, bineînțeles, se creează campanii, se discută mult despre branduri, câteodată de bine, altă dată de rău, însă lumea este mult mai mult înclinată să cumpere în funcție de alte criterii, în funcție de calitatea intrinsecă a produsului, în funcție de preț,
în funcție de modul în care acesta este promovat, de canalele de distribuție, și niște lucruri destul de prozaice. Au existat și situații în care ni s-a spus că numele noastre sunt mai cunoscute decât numele agenției. Nu e neobișnuit, mai ales în business-ul de consultanță, în care contează foarte mult omul. Aici mă refer la profesionistul care lucrează direct cu tine și față de care îți formezi o opinie. Nu e neobișnuit, dar e un caz particular, să zicem, pentru business-urile de consultanță, de avocatură, genul acesta de business. Nu e o chestie transferabilă. Cât de mult și-a pus accentul, apropo de reputația pe care o au afacerile, această interacțiune permanentă în fiecare secundă cu zeci, sute, mii de consumatori, potențial consumatori? Social media e mult mai relevantă și mult mai vizibilă în partea de marketing communication. Deci acolo unde există un public mare, acolo unde există branduri care până recent n-au avut contact direct cu publicul și vorbeau cu consumatorii mai mult prin intermediul publicității, care este un canal unidirecțional. Acolo se văd diferențele mari, pentru că publicul are în sfârșit ocazia să ia legătura direct cu brandul, pun între ghilimele pentru că brandul e ceva inefabil, deci ia legătura cu niște reprezentări ale brandului. Și acolo era foarte mare setea de dialog. În partea de corporate, lucrurile nu s-au schimbat atât de mult cu venirea social media. Există, sigur că da, via comunicarea de marketing, un impact semnificativ în business-urile mai multor tipuri de afaceri și pe partea de corporate, însă pe partea companiilor care depind de marketing, schimbarea este mult mai mare. Apropo, recomandați lucrul ăsta? E un lucru util ca cei care managerează efectiv brandurile să aibă o prezență personală? E mai degrabă un atu sau o vulnerabilitate? Oricine gestionează o marcă pe social media trebuie să aibă foarte mult discernământ. De asta, din punctul nostru de vedere, modul în care am privit social media nu a fost niciodată un job pentru juniori. A fost un job pentru cineva capabil să reacționeze nu numai atunci când e bine și frumos pentru marcă, atunci când ai ceva de comunicat nou, simpatic, atrăgător, ci și atunci când e rău pentru marcă. Nu poți să schimbi vocea în momentul în care ai schimbat situația. De aceea, oamenii care au o prezență pe Facebook și sunt în același timp coordonatori ai mărcilor și sunt recunoscuți și își postează pe profil această calitate, trebuie să înțeleagă responsabilitățile pe care și le asumă. Și trebuie să țină cont întotdeauna de această duală personalitate, să zic așa. În măsura în care le este confortabil să o gestioneze, sigur că da, pot să aibă prezență pe Facebook. În măsura în care nu le este confortabil să o gestioneze, mai bine nu au prezență pe Facebook deloc. În încheierea discuției noastre despre reputația în afaceri, aș vrea să faceți câteva recomandări pentru antreprenori la început de drum, din perspectiva reputației. Pentru că pentru firmele care deja au o anvergură, au consultanți, au agenții, au oameni foarte senior, lucrurile sunt cumva pe o anumită direcție. Dar pentru cei la început de drum, ce le-ați recomanda? Eu cred, cel puțin din ce am văzut în ultimii ani, că foarte mulți antreprenori aflați la început de drum sunt cei care simt pe pielea lor cât de importantă este comunicarea. Implicarea lor personală în comunicare arată că oamenii ăștia înțeleg foarte clar cât de importantă este comunicarea pentru business-urile lor în creștere. E foarte util să facă lucrul acesta, mai ales dacă au niște personalități extrovertite care sunt dispuse sau inițiază ușor dialogul, pot să-și folosească propria imagine, pot să-și folosească propriul timp pentru a-și ajuta afacerea să crească. Chiar la început de drum, să nu promită mai mult decât pot să facă, să aibă grijă să-și câștige cât mai mulți clienți fericiți pas cu pas, fără să încerce să ardă foarte multe etapele, până în momentul în care sunt siguri că au un produs care este foarte bun sau un serviciu care este foarte bun și poate să prindă aripi. Altfel, orice supralicitare poate duce la probleme mari. Unele se mai șterg, altele nu prea se mai șterg. Cu aceasta conchidem discuția noastră de astăzi, sperând să ne revedem foarte curând pentru alte teme legate de relațiile publice și impactul lor în afaceri. Mulțumesc și eu foarte mult!